Unitatea Specială de Bucate! Deci, prieteni, suntem într-un episod care l-am putea intitula Întoarcerea fiului risipitor. Ce o să vă prezentăm astăzi este rețeta din care ați văzut frânturi și care a fost prezentată într-un concurs de Georgeo. Și o să faci astăzi ce? O să facem un ton în crustă de nucă de cocos multicolor. Dar uite-te ochi în ochi la mine, așa, când mă privești. Deci cum? Mă intimidezi. A, da, bun, zi. Așa. Deci voi face un ton în crustă de nucă de cocos multicolor. Așa. Cu vită, deci vom avea două preparate, vită și ton, pe farfurie. Da. Împreună cu un pireu de țelină. Așa. Și sos de fructe de pădure. Asta e rețeta cu care ai debutat e o rețetă pe plan național? Sau de cum? Care am, da, probabil, cum zici tu, debutat pe plan național, dar îmbunătățirea acestei rețete astăzi va fi și adăugarea vitei împreună cu tonul pe aceeași farfurie. Bine, hai să vedem cum... Pentru ce rețeta, ai nevoie? Rețeta mea, am fiert deja coaja de țelină. Da. Da, pe care am strecurat-o aici și apa aceasta parfumată, poți să miroși să vezi. Da, de țelină, așa? Exact. În apa aceasta voi fierbe în continuare țelina pe care am tăiat-o deja cu bulețe. Pornim aragazul. A, deci ai și țelină tăiată cu bulețe, separat. Da, deci am folosit strict coaja pentru a... Coaja doar ca să-ți faci zeama asta, da? Ca să obținem aroma puternică. Am înțeles. Deci numai pentru zeamă, da? Exact. Și asta e interiorul țelinei, da? Da, miezul. Miezul, da. Vom pune exact cât să acopere apa. Perfect. Capacul și aceasta... Și lasă fiarbă, da? Fi. Și cât fierbe? Stai că te aștept până vii aici ca să avem și sunet. În maxim 10 minute va fi fiartă. Și acum așteptăm, nu? Sau faci ceva? Nu mai avem nicio treabă, în schimb. Asta se face cu timp? Adică îți dă, domnule, trebuie să o faci în 5 minute, 10 minute, 20 minute, cât timp trebuie să fie gata, practic, rețeta asta? Păi în funcție de cât de foame îți este și cât de repede te miști. Da, deci nu ai o chestie în aia, băi, trebuie să o faci pe... Acum, fiind acasă, ne permitem să... Acasă la tine, așa? Da, acasă la mine. Putem să facem rețeta asta și în 5 minute mai repede sau 5 minute mai așezat, da. Mai așezat, da? Ca să facem un lucru cât mai frumos. Aici am pus apă la fiert. Pentru? În care voi adăuga 2 cartofiori cu bulețe. Da, tăiați în prealabil, da. Și îi vom fierte. Dincoace, voi carameliza... Ce este? Un măr tăiat fâșii. Încercați să tăiați fâșiile toate în cu aceeași dimensiune ca să se poată carameliza egal. Uniform, da? Și uniform. Vom carameliza repede. Camareliza, da? Camareliza. Așa? Camarea mare. Încă emoțiile persistă. Așa, păi cu noi cum să ne emoții, normal. Da. După un an de... Așa. De la... Da, ești la relansare acum, te relansăm pe plan local sau cum? Da, o facem cu drag, tu știi că eu gătesc cu pasiune și cu drag. Și ești, tu ești oricând, cooking passion. Exact, oricând nu pot să mă dau în spate de la provocările culinare. Bun, aici am pus zahărul, circa o lingură de zahăr. Încingem bine tigaia, zahărul se va topi, adăugăm merele. Da. Hai să vedem să punem un căpăcel aici, să fiarbă mai repede, îmi permiți? Îți permite, nu. Acum, eu vă dau o sugestie. Data trecută, ce am făcut? Ce ai făcut? Am dat coaja de țelină prin ou bătut, da, cu puțină sare. Când data trecută? Când am făcut data trecută acasă. Ah, așa. Da? Am dat-o prin ou, coaja de țelină, după care am trecut-o prin bicarbonat, da, din făină, bicarbonat. Și am pus-o la prăjit în baie de ulei. Iese extraordinar de bună și chiar merită să o faceți, să nu aruncați. Nu arunc. Las-o acolo că o facem cu bicarbonat. Okay. Între timp eu am scos vita, care
se va încălzi la temperatura camerei. Rețineți că... Atunci cu șocul termic, asta mi-a rămas să, da, trebuie să facem carnea de vită la temperatura camerei, niciodată rece. În schimb, tonul îl vom face rece. Tonul rece la cântec. Scoatem din frigider tonul. Da, cântec. Așa, pe care îl vom marina. Pentru marinarea tonului, da. Iar ești Titi Gonzales aici. Imediat ce vom face? Știi să, așa, să scoți... Să scoți ce? Să n-avem de scos filetez oameni. Așa, să fie... Să filetez? Da. Asta e... Eu cred că la cât crap am filetat... Da. Nu? Nu știu eu... Somon? Somon, știu că ai filetat. Crap nu te-am văzut. Nu? Nu. A. Deci nu urmărești alte posturi. Ba da! Buongiorno. Crap, da. Deci, păi am să fac și eu pe prostul, puțin, marinăm, poate de bine. Marinăm tonul. Ce avem nevoie? Ce avem nevoie? În acest castron, da? Vom introduce ceapă tocată, aici am o ceapă mică tocată, plus două bucăți cepe vers. Ce am aici? Sos de soia. Normal, sos de soia. Sos de soia. Da. Ulei de măsline. Piper? Piper. Atenție, nu puneți sare pentru că sosul de soia este deja sărat. Da. Și riscați să... Îl faceți prea sărat. Prea sărat. Uite, am luat-o deja zahărul. Zahărul începe să pare la vale. Să facem și o vată așa de... Continuăm cu... Ce? Vin alb. Da. Amestecăm bine. Da. Deja suntem zahărul pe a pune... Merele. Ia. Ce frumos. Acum, ce vom face? Da. Vom lua din acest ton o bucată perfect. Așa. O bucată perfect, așa perfect cum? Perfect dreaptă. Cu laturile egale. Cu laturile. Matematică deja. Bun. Mărul este gata. Caramelizat, da. Acesta îl vom scoate repede. Al scoți în farfurie deja. Da, îl scoatem. Bun. În tavă. În tigaie, pardon. Și acesta îl vom introduce la un pireul de țelină. Este un secret pe care mi l-a dat un prieten foarte bun, Ciprian, și pe care vreau să-l și salut acum. Ciprian, te salută, Georgeo. Da, el ți-a vândut secretul ăsta. Secretul mărului în pireu. Bun. Bun. Ce facem? Ce facem? Vom continua cu marinata, da, și cu tonul. Vom introduce tonul în marinată. Așa. Și îl învârți pe o parte, pe alta. Să îl masăm puțin. Da? Masaj pe toate. Îi place masajul, ha? Ca și orice carne, nu? Da. Acum, vom introduce tonul în pungă. Da, cu tot cu sosul ăla sau fără? Și vom introduce și sos. A, torni acolo. Și ce faci cu el? Așa. Și legi, nu? Da, urmăriți să învârtiți bine ca tot ce înseamnă ceapă, ingrediente să fie pe toate părțile. Da. Așa. Îl legăm la guliță. Și îl bagi în oală. Punem la frigider. Îl bagi frigider. 20 de minute. 20 de minute. Bagă-l, frate. Între timp ne vom ocupa de fructele de pădure. Vom face sosul. Și imediat, dacă observi, deja pireul este fiert. Adică țelina este deja fiartă. Așa. Hai să și controlăm. Cum îți dai seama că e o peș, o... Băi, poate mă arde. Hai să pui tu, mă, foce, iar să-i faină, e bună. E udă, nu?
Da. Ok, eu mai las 2 minute. Cosmin, acum nu mai arde, că ți-o dădeam și ție. Până facem sosul de fructe de pădure și pe urmă ne vom ocupa da. De bine. Peste 2 minute să mă mai dai, eu te cred că e făcută. Așa, hai să vedem și cartofiorii noștri. Cartofiorii noștri. Vrei să guști? Nu, nu, uite la, poți să guști rinștit. Da, aștept să guști rinștit, da? Așa. Strecurăm imediat. Sosul de fructe de pădure. Care se face din fructe de pădure, nu? De ce avem nevoie? Nu știu. Zahăr, normal, bun. Și ăsta îl caramelizezi, nu? Tot așa, o lingură. Perfect. Sosul de fructe de pădure, dacă îmi dai voie. Ai de mine. Mă uit, încerc să mă uit la el în ochi, așa, să... Tu te uiți la mine, mă uit la tine, dar nu merge. Ha? Sunt aici, da? Așa. Deci, cum se face? Cum? Zahărul se caramelizează, da. După care se toarnă vinul roșu. Se lasă vinul roșu să scadă la jumătate, iar la sfârșit se pun fructele de pădure. Acum, consistența fructelor, dacă le dorim mai tari, le lăsăm doar 20 de secunde, 10 secunde, 15 secunde. Le scoatem imediat, iar sucul lor va continua încă 5 minute să fiarbă împreună cu vinul redus. Și tot așa, consistența pe care ne-o dorim sosului, dacă îl dorim mai gros, lăsăm mai mult. Dacă îl dorim mai subțire, lăsăm mai puțin, da? Și dacă îl dorim mai ars, lăsăm și mai mult. Corect. Aici, încă o dată, folosim vinul de la prietenul meu, de la Recaș. Și ăsta cu zahărul, cu tot, da. Ok, zahărul îl vezi că este acolo. Îl văd și se topește acum, nu? Se topește frumos. Încet. Da? Și trebuie să fiarbă și după aia pui fructele, da? El fierbe, lăsăm să scadă la jumătate. Așa, atunci baci. Adăugăm fructele. Uite că a început, le scoatem da. Imediat afară și le vom pune în farfurie direct și vom adăuga cu sos. A deja pregătește ornez sau ce? Aproape facem sau pireu. A, facem pireu. Da. Bun. Hai să facem pireul de țelină. Îl vom scoate într-un vas în strecurătoare. În strecurătoare. În funcție de consistența pe care o doriți, da. Puteți să păstrați zeama și să... Să mai adaugi la pireu, da? Ca să-l faci mai păstos sau cum? Exact. Ba. Mai păstos sau mai... Bă, frate meu, dacă mai facem una în emisiunea asta... Smântână lichidă. Da. Voi pune momentan... O lingură mare. O lingură mare. Hai să mai punem mâna, să fim genuși. Vom pune momentan două linguri mari. Două linguri mari. Voi adăuga sare. Un vârf de linguriță, două vârfuri de linguriță. Puțin piper. Da, puțin piper. 10 ture. Ok. Și acum urmează. Ce urmează? Să punem cartofii pe care i-am fiert mai devreme. Da. Și mărul caramelizat. Așa, din toată chestia asta faci și acum cu blenderul sau ce? Da. Și acum le băgăm la blender. Așa. Și le vom face eu. S-a făcut o pastă, și? Da, acum pentru cremozitate vom adăuga unt. Unt? Păi unde e untul? Păi dar nu e rece, nu e șoc. Nu... Se topește imediat. Deci nu, asta nu face șocuri. Gata. Gata. Hai să facem repede. Da. Ce vita. Să facem? Cum să facem? Vita. Vita, a. Pentru că... Aia, eu știu, 3 minute pe parte, 3 minute sau nu din... Exact, vita vreau să o fac acum. Da. Pentru că în timpul în care îl vom lăsa, o vom lăsa la odihnit, vom face tonul. Uite, vezi? Da. Cât a scăzut față de cât era inițial, da? Bun, hai să vedem. Perfect. Ce vom face? Ce vom face? Vita o avem pregătită. Primul lucru, piper, pe o parte și pe alta, după care ulei de măsline și atât. Atenție mare, nu puneți sare, da? Da. Încă o dată repetăm faza cu masajul. Și nu puneți sare. Da, și nu punem sare, da? Sarea da. O vom pune la sfârșit, înainte să scoatem carnea. Și trage carnea cât are nevoie. Pentru că altfel veți avea o talpă de șlapă.
Da, se întărește. Bun. Tigaia noastră este încinsă. Este încinsă. Carnea este pregătită. Așa, și o băgăm în tigaie. Nu folosiți furculiță. Nu, niciodată. Folosim furculiță. Clești, da? Clești. Nu înțepăm carnea, nu. Pentru că altfel da, tot sucul va ieși afară. Da, nu da? Se poate. Nici nu. Cine înțeapă carnea? Hai să pregătim folia de aluminiu cu care o să acoperim carnea. Da, suntem aproape gata, pentru că în momentul în care vom scoate vita și o vom pune la odinit, vom aduce da, n-o mai întorci pe tonul, cu răbdare o întorc. Bun, ia uite-te. Văd. Da? Se pare că... A rămas cu... jumătate, da, da a scăzut. A scăzut, s-a făcut, ia uite, gros. Da. Gros. Acum vom introduce fructele. Uite aici, le amestecăm bine. Da, și le scoatem repede. Sau? În momentul în care temperatura revine, pentru că acum eu am răcit sosul. Când da? Încep să fiarbă puțin, atunci le scoți, da? Le imediat. Se poate explica foarte... E? Da. Bun. De ce ești aici? Vita. O da. Întoarcem. Asta e. Vezi, deja fierbe. Da, și acum le scoți. Și acum putem să scoatem. Deci avem și semnalul când putem scoate fructele, pentru că altfel vor fi toate... Trecute sau ce? Leașcă. Dar de ce lași restul? Ce se întâmplă? Pentru că aici tu trebuie să ai grijă acum. Da. Fructele lasă această zeamă, da? Da. Asta o trecem înapoi. Bun. Și? Și el trebuie să fiarbă sosul, da? Să scadă, să nu rămână lichid. Păi mai și ce, din aia să mai faci o pastă acum? Din nu. Chestia aia, dar? Ăsta este sosul pe care îl vom pune în farfurie. Sosul este gata. Da. Ok, poți înțelege pe care ne-am dorit-o. Carnea, de asemenea, este gata. O scoți și o pui la odinit. O scoate. Și o lăsăm acoperită. 6 minute. Da. Bun. Și o pui de ton acum, da? Da. Acum te poți opri puțin, nu? Numai o secundă. Da. Voi lua puțină sare cristalină. Asta e puțină? Și o voi lăsa pe carne. Dar asta e puțină cât ai foarte puțină. Da? Carnea își va trage exact cât va avea nevoie. Și acum vom face tonul. Tonul. Da? Da. Și luăm tonul de la frigider. Deci iei tonul de la frigider. Am lăsat la marina. Așa. Deci asta cam 20 de minute a stat. Sigur. Numai bine până... Uite, a schimbat culoarea asta. Schimba, s-a ars, vezi? S-a ars. Așa se zice, se face. Da? Da? Și cu asta ce faci? Nevoie. Yeah. În gunoi? Sigur. Și acum atenție mare. Luați șervețel și curățați foarte, foarte bine tonul de marinată. Okay. Asta nu mai avem nevoie. Nu mai avem. Așa. Da, s-a albit. Vezi? Da. Ok. Ideea este, trebuie făcut într-un timp foarte rapid în momentul în care l-a scos din frigider, pentru că altfel el se încălzește în interior și în momentul în care îl punem pe tigaie, tonul trebuie să fie foarte rece în interior, deci nu cald. Tonul se face în tigaie rece, da? Cum? Îl vom face 2 minute pe o parte, 2 pe alta. Cum în tigaie rece? În tigaie, el să fie rece, vreau. Voi pune un fir. Îl voi întinde frumos în tigaie. Da. Și acum, pac! Ia! 1, 2, hai să punem aici microfonul, să auzim cum sună. Până tonul se va face, aici am pregătit nuca de cocos galbenă și nuca de cocos verde, în care vom îmbrăca feliile de ton. Pentru a le îmbrăca avem nevoie de muștar. Cocos verde și cocos galben. Focus, focus, focus. Așa, muștar. Ok. Da. Muștar și puțină miere. Muștar și miere. Bun, ce miere e asta? De tei, de... Desalcăm. Dar puteți folosi... Orice miere. Orice miere. Amestecăm compoziția. Muștar cu miere. Al unci cu muștarul și cu mierea? Exact. Să lipim cocosul. Aici am o pensulă.
Picasso. Silicon. Te joci numai... Da. Ce zici? Păi nu zic nimica, că tu știi, eu nu mă pricep la... Până una alta. Această latură este pregătită să o ungem. Deci la din tigaie direct? Da. Păi nu mai... și nu mai întorci, gata, așa rămâne? Pe partea asta nu mai am ce să întorc. Dar pe fiecare parte întorci? Da. Ah. Da? Da. Simplu. Și acum așteptăm să se facă asta. Se face latura asta, întoarcem. Și vedem mai departe. Exact. În timpul ăsta nu facem altceva, nimic. Nu, nu avem ce să facem. Bun, așteptăm. Ăsta e, nu? Da. Aici am terminat. Și acum, de fapt, ne apropiem de final? Da. Și ce, vom, ce facem? Îl tăiem și îl vom da prin nuca de cocos și îl montăm în farfurie alături de pireul de țeină, vita, sosul de fructe de pădure. Da? Și păi hai să luăm detalii cu chestia asta, nu? Că suntem cam pe final, nu? Da. Acum facem încet și luați câte detalii vreți. Bun. Asta e, cum îi spune la chestia asta? Asta e rețeta din concurs, practic. Da, e parțială din concurs. Astăzi am venit cu îmbunătățirile. Ai și pus carnea de vită și ai schimbat... Și avem un cocos multicolor și, bineînțeles, germenii prezenți în farfurie. Arată spectaculos, nu? Da. Vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept la... Arată frumos. O rețetă viitoare pe care împreună o vom găti în bucătăria mea. Mulțumim frumos! Cu drag! Succes, George! Mulțumesc!